cu Fernul Odie. Salut! Urmărești Zigzag? Echipa Zigzag? Nu, de te rup. Nu te rup. Vei că ți-a mintea, frate, te rup. La ură, senzație majoră. Asta... Salut! Urmărești cu drag echipa Zigzag. Ne-am pornit și noi la drum. Cred că e ceasul 7 și 40 ceva. Motoul în dimineața asta este un suflu în plus, un grad mai mult, în plus, nu în minus. Este foarte frig, așa că mergem la Calafat. Hai cu noi, vii? Casa la Cătălin, un prieten pe Facebook, da. Da. L-am întâlnit în sfârșit aici în două. Și suntem primiți cu mare ospitalitate de către familia lui. Băi, ți-aici dezbat realitatea Zeze. Și pane citește despre cioloiul nou. Și zigzagării își încălzesc ciolanele. Vor urma mai multe aventuri din Calafat. Pe curând! Credeți că mașinile o să meargă perfect până la Calafat? Hai să mergem până aici în teze. Durează 10 minute să vedem cum se schimbe. Dar mergem până la service să schimbe termostatul. Am înțeles. Deci mai stăm la gazele noastre, dragi. Da, nu vedeți cu... Uite ce frumos e aici. Am putea locui aici, de ce nu? Bălei, ce frig e. Cosmina, ce facem? Mergem la Calafat? Hai. Sunt minus 20 de grade afară. Până la Calafat, câți kilometri? Până la Calafat? 60? 60, hai. 68, oh. Nu m-a venit. Stai așa. Hai Cosmina la Calafat. Hai. Rider in the storm. Don't know where I'm gone. Exact, în România se îndreaptă spre Calafat. Prietenul nostru din Radovan, pasionat de istorie. Poate începe sau Calafat! În sfârșit am ajuns la Calafat, doamne! Give me a hug! Așa? Da. Oh, hai să ne instalăm, gata, am ajuns la Calafat. Ne facem comozi, gata, ne simțim ca acasă. Gata, s-a dus. Gata. 68 de kilometri pe jos. Cosmina, dă-mi voie să te ajut. Să pun hainele pe el. Așa, bravo. Hai să stăm în jurul caminului, da? Asta e. Băi, ce vine acasă. Asta e casa noastră timp de cât consideră. Până plecăm din Dolj. Asta e. Calafat, ce se face? Calafat? Ne adaptăm.
E, ce să facem? Suntem în cimitirul Calafat, nu prea veseli, dar ce să facem? O să fiți veseli, în schimb, da? Bine, hai să vă dau mai departe. Române, astăzi este unirea! Unirea! La mulți ani! La mulți ani! Dar nu trebuie să ne lăsăm fără unirea! Amor.
Calaf. Eu stăteam ca pur Calaf. La Monica? La Monica. Suntem în pauză. Suntem în pauză după ce am ascultat un par de senzaționale și filarmonică. Suntem toți la filarmonică, da? Asta e foarte important de menționat. Și Ștefăniță... Bine, am primit plan. Uitați un pic atmosfera din hol. La ce se duci și privesc expoziția. Dat al sentimentului care l-ai tu acum. Să știi că zigzag pe România trece pe planșă. Sentimentul de teamă, ca să-ți povestesc cum e la chat. M-am întâlnit cu Iordache. Colega noastră, Adelina. Și Iordache intră în spectacol. De câte ori intră în spectacol, cu o pânză. L-am întrebat aia de față cu mine, că eu mai făceam și fotografie. Și va face un exercițiu de creativitate. Dumneavoastră, nu aveți teamă. Și el zice, atât eu am cea mai mare teamă. Dar dacă n-aș avea teamă în mine, înseamnă că n-aș avea sentiment și n-aș putea să intru în spectacol. Deci de fiecare dată îmi doresc să am teamă. Dacă nu am teamă, înseamnă că sunt nebun. Deci pot să sar în prăpastia aia, să le spun la toți că eu nu mă tem de nimic, dar voi muri. Mă, nu e nimic dramatic aici, deci tu nu te afli în fața unei prăpastii. Deci poți să te joci. Poți să-l, fii atentă, poți să-l colorezi pe el pe cal, dacă simți nevoia, dacă nu vrei să faci altceva. Poți să-l faci arlechin, poți să-l faci auriu, poți să mai încerci câte culori, uite, avem orice culori aici. Deci poți să-l nimicești, poți să-l faci negru, să-l ascunzi,
Nu contează, că eu oricum, eu tot îl readuc. Deci nu are importanță ce-l faci. Și Adelina, începe. Îți garantez că greșeala, fie atentă, greșeala sau dezinvoltura sau chiar și lipsa unui curaj la un moment dat, tot produc un anume tip de sentiment. Adică ăla este adevărul pe care tu poți să-l scoți. Și, repet, poți să nimicezi lucrarea asta, pe mine nu mă deranjează. Pentru că oricum o putem recupera în continuare. Păi nu contează. De fapt, asta e promisiunea artei, nu? Că indiferent, exact indiferent da. Ce s-ar întâmpla, poate să o... poate exista oricând o reconversie. Exact, îi găsești stratul ăla adevărat. Deci nu ne uităm. Curaj, Adelina. Ne uităm la tine. Hai, să știi că ăla e un auriu acolo, de aia, chiar are preț. Poți să-l pui și cu mâna. Vezi că lucrează numai cu degetul mare, cu celelalte le ține așa într-o grație. Acum ai uite. Ia. Vinde umbra aia pe pânză. Bebit. Când a pus de pictură? Da, e ușor, uite-te. Cum să te joci? E zic, mâine fie mai verticalele, știi? Și uitați ce capodoper aici. Ar merge expusă în Louvre, așa e? Așa e, Adelina? Da. după faptă și răsplată, se vede munca pe degete, pe mâini. Pe ani de zile. Și aici a fost câmpul de bătaie. Uite, ca să unific suprafața. Și acum se va produce o mare transformare. Nu vedem ce se întâmplă? Da, vom fac curând. Se întâmplă ceva. Trebuie să mașini pe autostradă. Revenim cu forma finală.